acum postează variante scumpe la Adidas și ieftin. Ok, interesantă idee, hai să o facem. Astăzi, oameni buni, facem ceva complet diferit. Ceva ce nu s-a mai văzut nicăieri până acum. Ceva ce nu cred că avem voie să facem. Fără supărare, dar dacă n-ai bani, probabil ar trebui să ieși acum de pe videoul ăsta, fiindcă astăzi găsim variante scumpe pentru sneakers și ieftin. Oh my god! În sfârșit se pot uita și războinicii la un clip de-al meu. Aleluia! Înainte să începem, să știi că avem și noi un gol. Un gol care devine din ce în ce mai greu de umplut și doar tu poți ajuta. Golul e de 60.000 de abonați până în februarie. Wow! Abonează-te chiar acum ca să ajuți la împlinirea golului și dacă tot dai pe small screen să te abonezi, vezi că ai acolo pe lângă și butonul de like. Mulțumesc! Fără alte introduceri, follow pe Instagram Seminedut unde postez meme-uri fashion related, follow pe TikTok, alătură-te canalului dacă vrei să mă susții în mod direct și să primești insigne cu Adidas și tăi favoriți și let's go! Înainte de toate, știi ce urmează, nu? Tabla deștepților! Hai să vedem cine e deșteptul din clipul de astăzi. Opa, se pare că user TT1DC1MV8B crede că Jordan 1 Mocha pot fi varianta mai ieftină pentru Jordan 1 Travis Scott Maro. Mulțumim mult, user TTDC whatever. Chiar nu știu ce am fi făcut fără descoperirea asta genială pe care ai făcut-o. Să vină lista! Am pregătit aici o listă cu variantele scumpe pentru sneakers ieftin și zic de acum, ultima te va șoca, deci stai până la final. Să vedem. Ice the Romanian zice că Jordan 1 Low Travis Reverse Mocha pot fi o variantă scumpă pentru Nike Dunk Hike Baroque. Ok, da, îți înțeleg punctul de vedere, dar știi că am mai avut perechea asta și în clipul precedent, nu? Dar e ok, no worries. Și văd și asemănările, ai dreptate în totalitate. Dar eu aș merge puțin și mai departe și aș zice că Nike SB Force 58 Baroque Brown seamănă puțin mai mult cu Travisurile față de ăștia de care zici tu. Acum vă las pe voi să-mi ziceți în comentarii voi ce credeți. Overall Travis Reverse Mocha poate fi o variantă scumpă pentru ambele, deci nu-i panică. Perechea de Jordan 1 Travis Scott Reverse Mocha costă în jur de 6.000 de lei, depinde de mărime. Perechea de Nike Dunk High Baroque costă cam 550 de lei și cred că încă îi poți găsi pe rafturi la retailer. Iar perechea de Nike SB Force 58 Baroque Brown costă între 500 și 700 de lei, dar pe ăștia e puțin mai greu să-i găsești. Băi, sincer, la cât trage Nike pe colaborările astea cu Travis, sigur vor mai apărea și alte variante ieftine la sneaker și lui. La materiale nu mă bag să vorbesc, deși mie unul din poze îmi par cam toate trei la fel din punctul ăsta de vedere. Concluzia, dacă vrei o pereche de Dunk High Baroque la 550 de lei sau SB Force 58 Baroque la 600, ai varianta lor scumpă de Travis Reverse Mocha, of course. Hai să nu uităm ideea clipului. Fiți atenți aici. Andrei 941 zice că Jordan 4 Undefeated, care costă 13.000 de euro fiindcă au fost fabricate doar 72 de perechi, pot fi o variantă scumpă pentru Jordan 4 Craft Medium Olive, care costă 1.300 de lei. Păi am o idee, hai să jucăm ceva. Ce-ar fi să vă arăt acum ambele perechi pe ecran, iar voi trebuie să-mi ghiciți care-i perechea de 13.000 de euro și care-i aia de 1.300 de lei, ok? Pune pauză și lasă-mi în comentarii care-i care. Ok, deci asta de jos e aia scumpă și asta de sus e aia ieftină. Bun, acum mai am încă un joc. Găsește-mi 5 diferențe. Încep eu. Prima diferență e de 12.740 de euro. Am și o întrebare. Cine-i de ajuns de redus mental încât să dea 13.000 de euro pe Adidas și ăștia când îi ai pe ăștia la 13 milioane. A, scuze, am uitat. Cine e îndeajuns de redus mental încât să dea 1300 de lei pe perechea asta când o ai pe asta la 13.000 de euro? Da. Perechea de Jordan 4 Undefeated a apărut în 2005, iar cea de Craft Olive a fost lansată anul trecut în noiembrie. Parcă acum se justifică puțin prețul la baban. Nah. Oricum, not bad ăștia, pentru o pereche de Jordan 4 chiar arată ok. Te las pe tine să-i judeci. În opinia mea, Rick Owens Dark Shadow Vintage Low pot fi o variantă scumpă pentru cel mai minunat, colosal, carismatic, modest și șmecher sneaker existent în universul ăsta, Vansul. Băi, se știe că Nearic are istoric în ceea ce privește copiatul de la alte branduri, dar cu ăsta... Sheesh! Ladies with gentle hands, vă prezint evoluția Vansului clasic. Again, la fel cum am zis și de Ramon și cu Converse, mi se pare că deși copiază, Rick duce sneaker și ăștia la un alt nivel. Bine, nu pe toți, dar o să vorbim imediat și despre asta. Și n-ai cum să-mi zici mie că nu-s copiate, adică uite-te puțin la cusăturile astea de la bot. Materialele de pe ei sunt mult mai calitative, silueta e mult mai chunky și overall mult mai modern, ca
să zic așa. E unul din puținii sneakers pe care i-a făcut Rick și chiar îmi plac. Și eu zic că ăștia nici nu urlă opium. În opinia mea poți să-i porți și în outfituri mai simple care să nu fie opium style, înțelegi? Chiar vreau să-mi iau pe ăștia, sunt pe listă. Să revenim la ale noastre. Rick Owens Dark Shadow Vintage Low costă 765 de euro, iar Van și Old School cam 200-300 de lei. Recomand la orice oră cu toată încrederea. Dacă te văd pe stradă purtând de ăștia, o să mă gândesc automat că ești ce trebuie, ești ca lumea. Gândește-te la perechea asta ca la un verified badge IRL. Revenim din nou. Știu că diferența de preț e enormă și știu că nu zic asta des, poate chiar prima oară când o zic în mod neironic, dar sneakerul ăsta de la Rick chiar se merită. Again, my opinion. Acum nu mai puteți să ziceți că dau cu hate pentru anumite chestii doar fiindcă scumpe. Gata, v-am arătat și ceva scump care îmi place. Dar bineînțeles că nu o să ți-i recomand niciodată pe ăștia în locul vanșilor, evident. N-am să trădesc veni și niciodată, n-am cum. Și overall sunt mult mai tari decât ricurile. Bun, fiți atenți aici. Equinox 2460 zice că Mason Margiela replica low top sneaker poate fi o variantă scumpă pentru Puma Army Trainer. Cu ocazia asta țin să-ți mulțumesc, Equinox, fiindcă mi-ai răspuns la o întrebare ce mă freacă de ceva timp. Nu știam eu de ce de fiecare dată când intru într-un magazin de sneaker și mă atrag foarte mult Puma-urile astea. Mi se păreau mie familiare, dar nu știam de unde să le iau. Mersi, mi-ai luminat viața. Singura diferență vizibilă în poze e aici la logo-ul de la Puma. Și nu se vede în poze, dar se știe că Margiela e numărul 1 pe materiale, că până la urmă e high-end luxury brand. Sneaker și Puma Army Trainer au apărut prima dată în 1970 și ceva, iar Mason Margiela replica low au apărut în 1998. Dar oricum era evident că Puma au fost primii și Margiela au copiat, fiindcă până și numele sneakerului ne spune asta. Mason Margiela replica low? Replica? Dă! Glumesc, știu că nu vine de la asta, am vrut doar să fac o glumă proastă. Deci am putea spune că Puma-urile sunt chiar tăticii Margiela-urilor dacă ne luăm după diferența de vârstă. Acum hai să ne luăm după diferența de preț. Mason Margiela replica low costă în jur de 600 de euro la ei pe site, dar îi poți găsi și mai ieftin pe la alți retailer. Iar Puma Army Trainer costă 500 de lei. Dacă te chinui puțin, îi găsești și mai ieftin. Băi, eu nu știu ce să zic, îmi place maxim brandul Margiela, dar n-aș da în veci atâția bani pe ăștia. Bine, dacă aș avea 1 milion de euro acum, probabil mi-aș lua, dar altfel nu prea cred. Sau cine știe? Bun, mai departe. Tot Equinox ne zice în același comentariu că Puma King 21 poate fi o variantă ieftină pentru Adidas Samba. Și e adevărat că până la urmă Samba-urile costă 600 de lei și Puma King 21 ăștia costă 350-400 maxim. 200 de lei sunt bani, nu? Îți mai ai o pereche de vanși cu banii ăștia. He's not wrong, adică se văd asemănările, dar eu aș merge puțin și mai departe și aș zice că și Nike Court Vision NCPS pot fi de asemenea o variantă mai ieftină pentru Adidas Samba. Ăștia având cam același preț ca Puma-urile. Acum vă las pe voi să-mi ziceți care e varianta mai bună. Băi, se vede clar influența pe care a avut-o Adidas cu Samba-urile astea, adică uită-te și tu puțin la botul ăstora de la Puma, e identic. Ăștia de la Nike, în schimb, au păstrat botul clasic cu găurele, dar tot mi se pare că seamănă. Dar sincer, eu unul aș alege să mai pun 200 de lei și să iau direct Samba-urile. Nu zic că ăștia de la Nike sau de la Puma arată rău, dar n-ai cum, frățioare, Samba-i Samba, părerea mea. Ideea care e? Sunt copiate? Da. Îs fabricate în batjocură? Nu. Și care-i faza? Având în vedere că perechile astea trei sunt așa asemănătoare, singurul lucru pe care poți să-l faci când alegi e să te gândești ce brand îți place mai mult. Dacă ești fanboy Nike și nu poți trăi fără suși, iei pe ăștia. Dacă nu, oricare din astea două. Sau îi respecti pe ăștia bătrâni și iei Samba-urile. Deci da, overall Adidas Samba poate fi o variantă mai scumpă pentru Puma King 21 și Nike Court Vision Low ăștia. Bun, și am ajuns, Doamne ajută, și la ultima pereche de sneakers din lista de azi și în opinia mea, Rick Owens Geo Basket ăștia pot fi o variantă extrem de scumpă pentru Nike Air Force One Mid-Reverse Panda. Știu că multă lume zice că sunt copiați după dunk-uri și înțeleg, dar n-am găsit nicio pereche de dunk-uri în colorway ăsta care să semene cu Rick-urile, așa că am pus Air Force. Bine, există și dunk-uri, dar sunt de aia făcuți cu Nike Bayou. Știi că ziceam eu mai devreme că Rick copiază siluetele clasice și le evoluează, nu? Aici la ăștia n-a făcut o treabă prea bună. Mi se par cam răi ăștia. S-ar putea să muște. Nu mă înțelege greșit, nu-i consider oribil, dar nici nu-s ce trebuie. Sunt cam la fel ca chipsurile Viva. Nu-s nici așa rele ca alea de la Chio, dar nici așa bune ca Lace-ul. Bă, da, știi ce-mi place mie la Nearic? Deși copiază sneaker și de la alte branduri, bă, măcar omul recunoaște. A recunoscut și că Ramonji sunt inspirați după Converse, dar de fapt ce zic eu, a recunoscut că o mare parte din sneaker și făcuți de el sunt inspirați după siluete clasice. Alte exemple ar fi sneaker și Saint Laurent și chiar Mason Margiela, de care am vorbit mai devreme.
vreme. Și a recunoscut și că GeoBaskets ești ce sunt inspirați după Puma, Nike și Adidas. Problema a fost în 2009, în momentul în care ăștia de la Nike i-au spus lunea Rick că trebuie să renunțe la modelul ăsta dacă nu vrea să aibă probleme în instanță. Rick a fost surprins într-un mod plăcut, fiindcă nu se aștepta ca ăștia de la Nike să vorbească așa frumos cu el, că nu prea le stă în fire. Adică, în mod normal, l-ar fi dat direct în judecată, nu l-ar mai fi avertizat. Practic, perechea asta de cățăminte s-a născut dintr-un eșec. Când Nike a dat season desist lui Rick și a zis, o dăm la cioc dacă ne mai copiezi. Sau așa, cred că nu puteam spune mai bine. Shout-out Ștefan cel Liviu. Așa că tataie Rick a fost nevoit să renunțe la GeoBaskets ăștia și i-a redesignuit ca să arate așa. Probabil pe ăștia îi știi. Încheiem paranteza. Modelul ăsta de Rick Owens GeoBasket costă mult, foarte mult, fiindcă nu prea se mai găsesc, bineînțeles. Nici măcar nu cred că mai există perechi deadstock. Iar Nike Air Force One Mid Reverse Panda costă maxim 200 de euro, depinde și aici de mărime. Acum te las pe tine să judeci care din perechile astea două arată mai bine și care merită mai mult, având în vedere mica lecție de istorie pe care am avut-o. Bun, băi, cam ăsta a fost clipul cu variante scumpe pentru sneakers și ieftini. Ce? E exact la fel ca seria cu variante ieftine pentru sneakers scump, doar că le-ai pus invers? No, niciodată. Nu știu de unde ți-a venit ideea asta. Cum ți-a trecut așa ceva pe-n cap? Ca de obicei, mulțumesc șmecherilor care au ajuns până aici la finalul clipului. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Foarte important, 60.000 de abonați până în februarie. Like și share ca să-l vadă tot poporul și pe mine mă găsești pe Instagram, Seminedut. Follow acolo pentru cele mai proaste meme-uri fashion related și să știi că...